Colegiul Gheorghe Asache din orașul Lipcani, raionul Bricioane, a împlinit 60 de ani de la fondare. De aici au pornit în drumul vieții peste 9.000 de absolvenți, 8.000 dintre care au ales profilul pedagogic. Instituția se mândrește cu nume sonore pentru viața socială și culturală a Republicii Moldova, unii dintre care au revenit la colegiu cu ocazia aniversării. La colegiul din Lipcani a învățat ex-prim viceprim-ministrul mediului Alexandru Jolodkovski. Acesta a făcut parte din a doua promoție a instituției de învățământ. Această școală a fost creată special pentru tinerii din nordul Moldovei și din partea românească a Bucovinii și până acum au fost pregătiți peste 9.000 de absolvenți, iar noi, cei care am absolvit aici, am primit anume acea bază de pregătire pentru a fi cetățenii de astăzi. De la Lipcani a pornit și Boris Negru, în prezent profesor universitar. Aici ne-a fost casa, aici ne-a fost alma mater, de aici drumul în viață pentru noi a pornit. Am activat de acum pe diferite tărâmuri și în Parlament de pildă și am avut onoarea să conduc grup care a elaborat proiectul Constituției Republicii Moldova. Am participat la pregătirea multor proiecte de legi. Directoarea colegiului este la fel absolventă din Lipcani. Ne bucurăm să avem astăzi oaspeți invitați și din România, Botoșani, Dorocoi, avem de la Hierța partenerii. Avem absolvenți care au ajuns și oameni de valoare, adică în palmares avem foarte mulți oameni de renume. Școala pedagogică, nu știu cum acum, dar atunci ne-au dat nu numai cunoștință, nu numai știință ca să poți să lucrezi în școală, dar în genere ne-au făcut oameni. Am fost un colectiv foarte unit și am fost ca și cu părinții aici, nu ca cu învățători. Erau cu noi ca părinții. Sunt foarte mulțumită că am absolvit această instituție. M-a format în primul rând ca o personalitate marcantă, m-a înzestrat cu cunoștințe deosebite, fapt care îi mulțumesc foarte mult și pot mă mândri pentru că sunt absolventă acestei instituții, fiindcă ceea ce sunt astăzi cumva a fost o treaptă și m-a marcat pentru a realiza toate scopurile. La aniversarea celor 60 de ani de activitate au venit și oaspeți de la Hierța, baștina lui Gheorghe Asache. Noi, din partea fundației Gheorghe Asache din Hierța, cărturarul care a deschis drumuri, încercăm și noi să deschidem drumuri. Așa că vă dorim toate cele bune, noi realizări și să știți că aici, în instituțiile preuniversitare, se formează specialiști pentru toate domeniile. Colegiul din Lipcani a semnat un acord de colaborare cu Liceul Pedagogic Nicolae Iorga din Botoșani, România. Și noi am sărbătorit de curând 100 de ani de activitate de învățământ pedagogic botoșinean și înțelegem cu toții importanța educării generațiilor de astăzi în spiritul învățământului modern. De aceea considerăm că există o afinitate foarte mare între cele două școli. Colegiul din Lipcani a fost fondat în anul 1963. De 35 de ani, acesta poartă numele ilustrului cărturar român Gheorghe Asache, numit și Om al Luminilor.